Am fost sesizați cu privire la o situație care privește relațiile sexuale între minori. Urmare acestei sesizări, instituția noastră va demara procedurile obișnuite în aceste cazuri. În primă instanță se va realiza evaluarea inițială a cazului, se vor culege informații și se vor face verificări și în funcție de rezultatul acestor verificări se vor propune măsurile corespunzătoare. În astfel de cazuri, există vreo răspundere și pentru părinți? Da, și părinții au responsabilitatea supravegherii și educării copiilor și în cazul în care se constată că au avut loc situații de neglijență față de ei, se vor lua măsuri și referitoare la părinți.